Viceprim-ministrul Gabriel Oprea s-a întâlnit marți 6 octombrie la Washington DC cu Mark Giuliano, director adjunct cu sarcini operative al FBI. Cei doi oficiali au subliniat excelenta colaborare dintre FBI și agențiile române cu atribuții în aplicarea legii din România, fiind evidențiată în special cooperarea de succes în domeniul prevenirii și combaterii infracționalității cibernetice. Cu prilejul întâlnirii au fost analizate aspecte de interes reciproc, precum prevenirea și combaterea criminalității grave și a terorismului. De asemenea, a fost abordată și problematica migrației ilegale în contextul fluxului crescut de imigranți din Europa. Cele două părți s-au angajat să continue cooperarea privind prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere și să intensifice eforturile comune pe acest domeniu de activitate. În cadrul întâlnirii, Gabriel Oprea a fost însoțit de ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, precum și de secretarul de stat al MEAI, Ilie Botoș, și de chestorul general Petre Tobă, inspector general al Poliției Române.